Da, sunt în pădure, e foarte cald și am zis să mai dau o raită după ciuperci. Cel puțin până nu se uscă toate, că se anunță caniculă, o să fie foarte, foarte cald și o să cam uște majoritatea ciupercilor. Așa că am zis să dau încă o raită și am găsit gălbiori. Aici sunt frunze. Încă se țin bine gălbiorii, bine, acesta e cam afectat, dar e umed, deci ei sunt frunze, încă se țin proaspeți. Nu toți, dar încă e timp de cules ciuperci, deci să-i dăm bătaie. Acolo un țar a ieșit chiar din rădăcina copacului, din mușchiul copacului. Ce fain arată! Cățel! Aici e iară un nuțar, dacă am bătrân. Și aici avem gălbiorul. Iuțar. Plin de țânțar prin pădure. Nu pot fi o palmă de... Ia na, așa-i vara. Stau la umbră, cum te așezi un pic, cum? Vin să te piște. Dacă stai la soare, mai puțin. Rusula paludosa. O ciupercă comestibilă, dar nu. Nu e cea mai gustoasă, să zic așa. Iată și un Amanita rubescens, un cuc. Asta e un burete cu adevărat gustos. Nu, multă lume nu știe de el, dar are un gust așa dulceag și foarte bun, mai ales prăjit. Nu, acesta este cuc. Să-l tai un pic și așa. Așa e el la interior. Așa suculent și cărnos. Și arată și spectaculos, așa cu striațiile astea albe. Fain, și mai roșiatic așa. După cum am spus, îl puteți confunda cu buretele panterei, Amanita panterina, dar totuși sunt diferențe între ele. Dacă sunteți cât de cât cunoscător, vă dați seama repede care cum este. Deci, după cum am spus, natura îți oferă, dar trebuie să știi locurile și să umbli. N-o să fiu mai precis, acești gălbiori, am văzut în magazin, 400 de grame, 25 de lei, 60 de lei kilogram. Dar dacă cauți bine și știi unde se găsești, poți să-i obții gratis. După cum am spus, pe lângă stejari, pe lângă copăcei din ăsta, copăcii din ăștia stufăriși, pui de copaci și bineînțeles să fie și iarba asta verde, unde e iarbă uscată și locuri mai deschise așa. Dacă este și undeva lângă poiană, probabilitatea este mai mare să găsiți. No, priviți ce frumos. Și da, foarte bine să vă uitați și pe sub frunze. Când veniți să culegeți, sunt camuflați destul de bine. Și credeți-mă, nu se compară cu ce produse găsiți în magazine. Sigur, după cum am spus, nu poți trăi doar cu alimente din natură, să zic așa.
mai cumperi și din magazine, dar măcar echilibrezi balanța. Mai mănânci și ceva sănătos, mai mănânci ceva din magazine. No, mâncare procesată și așa mai departe. Dar mai compensăm și cu ceva natural, sănătos, gustos. Stătea aici în soare Dita mai uțarul. Un uțar bătrân. De cap mă cât ui. No. Dacă era puțin mai proaspăt, îl și luam. Chiar frumos. Ce mare e. Că tot vorbea de gigant. Un gălbior gigantic. Fain sta așa în lumina soarelui. Zici că e de aur. Dar credeți-mă. Valorile lui și prețul lui, de fapt, al gălbiorului, chiar am putea spune că e de aur. Nu. Foarte sănătoasă aceasta, sper că v-am mai prezentat-o. Și are un gust extraordinar. Buretele preferat a multor oameni, a multor persoane, mulți preferă gălbiorul. Are un gust cât și la tocană, și la pane făcut cu ou. E senzațional. Deci, o bombă gastronomică. O să iau și niște iuțari pe care mi-i văd așa mai proaspeți. Am să iau și niște iuțari acasă. Totuși, fac o mâncare bună din ei și nu au gust rău. Prăjiți așa, sunt mai mult decât trebuie. Da, cam viermănuș la pălărie. Sunt sigur că o să găsesc și mai proaspeți. Da, ceva mai proaspeți. Acesta nu e chiar un campion, dar uite, l-am tăiat, e ca pâinea. Da. Niște iuțari proaspeți. No, ăsta e perfect. Vedeți? Mă, nu se vede foarte clar. Are un lichid alb, ca laptele. Nu. Acel lichid este foarte iute. Bă, nu pune limba, că după aia alergi pe aici prin pădure. Singur. Albuș. Nu-i voi acolo. Pe cât de urâtă este această ciupercă, să știți că este comestibilă. Dar în combinație cu alcoolul nu este recomandată. Printre iuțari și niște gălbiori, o plimbare prin natură, o recreere și am luat câte puțin din ce am găsit. Niște gălbiori, niște iuțari. Păi da, o să fac o tocană sănătoasă și gata ziua. Despre asta e vorba la cules de ciuperci. Faci o mișcare, mănânci și ceva sănătos și gratis din ce-ți oferă natura. Dar, cum am mai spus, trebuie doar să cunoști locurile și să cauți. În drum spre casă,
Iată că am mai găsit câțiva gălbiori. Da, nu chiar un campion în țarul ăla. În schimb, un gălbior iar aici. Bun. Să ținem tot pe creasta asta, așa. Iată un loc drept, așa. Tot cu copăcei din ăștia mici. Am găsit de bucăți frumușele, să zic așa, aici. Și mai la vale. Pa. Da, acesta este uscat. L-a lovit căldura. S-a uscat, s-a stricat, nu mai e bun. Nu. Și acesta e cam uscat. Deși în stagiul ăsta poți să-l mai bagi în apă și se hidratează. Încă îl mai poți salva. Dar dacă îl găsești mai uscat de atât, nu mai ai ce să-i faci. Nu mai poți să-l iei. Nu mai ai ce face pe el. Ia uite, la fel și ăsta. Să-i bag în apă și să-i hidratez. Ia priviți unde a căzut copacul ăsta. Ce gălbior pe aici. Ia, acoperit. Ce bucăți faine. Fix aici unde a căzut copacul. S-a cam umflat printre crengile căzute. Interesant. Am văzut de jos. Ce luminează acolo? Soarele pe frunze? Dacă mă uit mai atent, nu, gălbiori. Și un iuțar. Încă un loc bun. Pot spune că am găsit din belșug și astăzi. Nu mă așteptam. Suntem mai bine de jumătatea lui iulie. Pe căldura asta și tot mai găsesc. Uite asta ce fain e. Puțin modificat, într-adevăr, dar credeți-mă, e foarte cărnos, foarte bun. A, da, asta e un campion. No, un gălbior adevărat. Într-adevăr, mi-a luat cam mult până să găsesc locul potrivit, să dorm o seară în natură până dimineață. Am sacul de dormit și câteva perne cu mine și am de gând să dorm până dimineața aici. Mi-am luat și niște cremvuști cu mine, o să mănânc. Și după o să mă pun să dorm. Cățel, la buș. Câinele cu mine, am paznic. Ce frumoasă este luna. Nu m-am putut abține să nu filmez. Albus se pare că a văzut ceva. Mă! Așa, așa, păzește acolo. O păzește de vulpi, de lup, de ce o mai fi pe aici. Bravo! Dimineața, uite luna acolo, tot ce trebuie. Cam ăsta a fost videoclipul de astăzi. Ne vedem la următorul videoclip. La revedere!